Liceu din Urmă, colegul și partenerul nostru în organizarea acestui eveniment. Aș vrea să invit atât de mine pe domnul Alin Popa, managerul complexului muzeal Iuliana Tănescu, pentru că a fost un parteneriat și o să organizăm acest eveniment. Am avut nevoie de sprijinul lui noi. Manager. Și reprezentanții ai administrației publice centrale, județene, locale, domnule președinte, domnule prefect, domnule primar, doamnă inspector, doamnelor, domnilor, dragi elevi. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți într-un număr atât de mare. Vom dezbate astăzi, vom aborda un capitol mai puțin cunoscut din istoria noastră națională. Un capitol mai puțin studiat, un capitol care le este dedicat lor, reprezentanților comunității romilor, dar în egală măsură ne vizează și pe noi, majoritarii. 20 februarie este, într-adevăr, ziua eliberării romilor din sclavie. Este ziua dezlobirilor. Vom aborda teme mai puțin cunoscute, alături de invitații noștri în această dezbatere, domnul profesor Adrian Borodnic, doamna Elena Neașu, colegul meu de la Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Iulian Bucur, doamna Elena Neașu, profesor de istorie. Nu e deloc o temă ușoară, chiar vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația de participare. E o temă care ne pune într-o lumină defavorabilă. E o temă care pune sub semnul întrebării multe din prejudecățile, multe din stereotipiile legate de pildă de toleranța, de ospitalitatea noastră românească, nu-i așa? Îl pune sub semnul întrebării capacitatea noastră de asimilare reală a valorilor creștine, inclusiv la nivelul unor instituții care chiar sunt abilitate să aborteze acest domeniu. Deci îți mulțumesc, te felicit în primul rând pentru inițiativă, îți mulțumesc pentru accept, pentru încredere și sper să avem o dezbatere la capătul căreia vom rămâne cu informații cât se poate de utile. Și pentru voi, și pentru noi, mult succes! Și vreau să invit